Trei oameni au fost la un pas de tragedie în acest sfârșit de săptămână în două accidente rutiere care s-au produs aproape simultan în județul Mehedinți. Oboseala, neatenția la volan și teribilismul au fost cauzele celor două evenimente. În urma acestora, două autoturisme au fost grav avariate, în timp ce pasagerii nu vor uita ușor clipele teribile prin care au trecut. Cel mai grav accident s-a produs pe centura ocolitoare a orașului Drobeta Turnu Severin. Călătoria spre Germania a doi bulgari, soț și soție, s-a terminat brusc la intersecția centurii cu drumul spre localitatea Dudașul Schelei, după ce, într-o ușoară curbă la stânga, bărbatul a pierdut controlul volanului. Scăpat de sub control, autoturismul, care tracta și o remorcă, a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat pe un câmp în afara carosabilului. Cei doi ocupanți au scăpat ca prin minune, aproape nevătămați, și au reușit să iasă din autoturism până la venirea pompierilor care au asigurat perimetrul. Detașamentul de pompieri de Drobeta Turnu Severin a intervenit la un accident rutier produs pe centura ocolitoare a orașului. Două persoane care s-au autoevacuat din autoturism de origine bulgară s-au răsturnat cu autoturism, au asigurat măsuri PSI. Aceștia refuză transportul la OPU fără marcă traumatică. Polițiștii spun că neatenția la volan și viteza excesivă ar fi fost cauzele accidentului. Pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin, la intersecție cu strada Calea Severinului, s-a produs un accident de circulație care, din fericire, a fost doar cu pac de materiale. În continuare, efectuăm cercetări în vederea stabilirii modalității de producere a acestuia. Câte persoane se aflau în autoturism? În interiorul autoturismului, în momentul producerii accidentului de circulație, se aflau două persoane care nu au suferit leziuni corporale în producerii. Cu doar câteva minute înainte, pe drumul Național 6 avusese loc un alt accident rutier. Un șofer care conducea un BMW susține că ar fi fost șicanat în trafic de alți doi șoferi care făceau liniuțe pe șosea. A încercat să-i urmărească, a pierdut controlul volanului, a ieșit în decor și și-a făcut praf mașina.